Înainte. Să votați. Asta putem să fie liste. Deci, Gabi, vreau să te întreb când aveți alegeri în Odetineret? Aveți? Probabil că vom avea anul ăsta. Sigur aveți. Puteți să terminați până în 15 iulie când Emil Boc a convocat Convenția Națională. Da, este adevărat, dar în cadrul organizației de tineret cred că vom avea un alt calendar pe alegerile de sine, dar tot în acest an vom avea alegeri. Monica Cubriții este și însărcinată. Însărcinată cum? Cu dosarul de la... Avea și un dosar de însărcinare. Bun. Darius, tu ce faci? Candidat la vreo funcție? Că trebuie să aveți alegeri și voi. Nu m-am hotărât, dar cum dai voie să continui ideea colegilor mei cu tineretul promovat, pot să vă zic că la noi în PSD chiar a fost promovat tineretul. Pot să zic la nivel județean să dau niște exemple care îmi vin acum în minte. Nu știu, Iustina Moruțan, Adi Moldovan, Daniel Suciu, Alex Bria. La nivel național, Victor Ponta, Dan Șova, Nicolae Bonicioiu, Robert Negoiță, deci chiar un președintele partidului sau filialii Bistra NSU de Radu Moldovan, deci chiar oameni tineri și chiar vine un val tânăr și am văzut acum un bun mult pe teren, majoritatea comunelor apar tineri care chiar vor să se afirme și zic eu o să aibă multe șanse. Să-ți răspund și la întrebare, sincer, nu-mi doresc acum să fiu președinte la tineret. Am fost la un alt partid, am fost și membru în birou național, am urcat până acolo sus, cum zice colegul. Prea rapid, un pic, ai fost prea rapid. Dar m-am dus numai să văd cum e. M-am dus numai să văd. Ai venit după 3 luni în PNL, ai fost deja președinte. Probabil că să demonstrez la... Nu lasă. Pot face între luni ce nu pot face între ani, dar sincer acum nu mai îmi doresc, nu știu, o funcție executivă clar, dar nu președinte la tine. Da. Sami, vrei să spui ceva? Nu, vreau să spun că eu personal am apreciat și eu la tine, dar și eu cred că am avut o relație bună. Din păcate, unificat. A trebuit să ne... Poziționăm în tabere diferite. Da. Am încercat să ducem negocieri de mai multe ori, să ne înțelegem, să... Zic că am avut coloană vertebrală, am rămas împreună cu echipa cu care am început, adică cu echipa lui... Adică ai plecat? Până la final. Până la final, da. Echipa lui Ian Turghe este în PNL. Continuare și bine sănătoasă. Să-l întreb pe domnul Ileșiu, sigur că ați dat niște nume de tineri care sunt în Consiliul Județean, în Consiliul Municipal, dar până la urmă știți rezultatul la vot să se vede. Deși mult tineret și tineretul s-a prea de tineret, nu s-a prea văzut. Știți ce? O supărare pe care am eu, asta spun pentru PNL, o supărare pe care am avut-o eu în 2008, culmea că având un președinte destul de tânăr, Turca avea cred că atunci 36-37 de ani, era președintele județean. N-a promovat tineretul nicăieri. Eram președinte la municipiu și am fost pe loc 8. La județ. La județ era Dan Costin, era pe loc 8. Și am spus, omule, deci nu se poate să ai... Dar nu se poate să ai astfel de atitudini. Deci să te folosești de tineri, că eram o echipă foarte mare, și să nu ai grijă de nicăieri, absolut nicăieri. La guvernare, singur la guvernare. Ce să mai zici? Și acum ca să vă răspund la întrebare. Să, pe față de actuala conducere, lucrurile sunt total schimbate. Uite că poate și un om mai în vârstă. În presă, de la organizația voastră de la municipiu. Ca să vă răspund la întrebare, clar, noi avem, cred, noi cea mai mare organizație de tineret, atât pe municipiu cât și la județ. Avem mai mult de peste 250 de membri la municipiu. 1350 de membri la județ. Ce nu s-a de discuție, nu știu, de raportările de producție la hectare. Exact. Nu, eu asta am întrebat, că aveți lideri și eu a zis că trebuie promovați, la rândul ăsta s-a primit la hectare. Și asta se vede rezultatul la vot. Categoric. Au fost mai mult stil. Rândul la vot sunteți pe locul 2 în județ. Deci, la cele 22% de pe Bistrița, eu cred că este o organizație mare la PSD. Era să depășim dacă nu... Da, Gabi, tot aștept reacția ta. Da, e... Zim cu raportele, raportează-l și tu. Nu, raportele la hectare nu... Mă raportează atunci la metru cub.
Deci avem foarte mulți, foarte mulți membri, mai ales acum în perioada asta când suntem la guvernare și se cunoaște că oricare ar fi partidul care se află la guvernare are parte de un aflux de înscrieri în partid. Ești încântat alba de chestia asta? Sunt încântat dacă ar deveni statornici cei care fac acest pas. Deci pentru doctrină, știi? E un lucru clar. Nu s-a scris pentru doctrină. Dar ce doctrină? Mulți vin. Dar ce doctrină? Mulți vin și în opoziție într-un partid. Ce doctrină? La ce doctrină, Gabi, că chiar că-s curios. Bine, e o discuție care merită dezvoltată. Nu știu câți din toți cei care se înscriu într-un partid politic în România o fac pentru doctrină. Merită dezvoltată. România câți o fac pentru doctrină? Eu spun că foarte puțin. Din experiența participării la foarte multe ședințe în, în toată țara, în cadrul organizațiilor de tineri și seniori, din discuțiile cu colegii mei de la alte partide, eu spun că destul de puțin. Mulți o fac pentru că au acolo un prieten, au un cunoscut, probabil sediul partidului politic respectiv se află mai aproape de locul lor de muncă. Sunt foarte multe motive. Dacă îmi permiți un minut, cred că tocmai asta trebuie să facem noi, să îi convingem să rămână pe motive foarte coerente, ca să spun așa. Da, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Moldovan, mă numesc! Salut, mâna! Am o rugăminte cu reprezentantul PDL-ului. Da, să rămână. Vorbiți cu primarul Fiocheșului PDL-ist, al dumneavoastră. Prieten cu domnul Olteanu. Neam. Poftiți? Este neam cu domnul Olteanu, după cât știu. E neamul lui domnul Olteanu? Da. Nu știu. Să trăiască și domnul Olteanu și... Să trăiască tot. Spune ce... Știți care e situația? La Zimbor Sănate, iluminatul public merge numai în campania electorală. 3 zile înainte, pe parcursul campaniei și 3 zile după. Și a zis primarul că nu are fonduri. Să plătească 20 de becuri în Zimbor Sănate. Haideți că mi-am notat problema dumneavoastră, sunt conștiință, sunt conștiincios, mi-am notat problema dumneavoastră și vă promit singurul că... Singurul sat care nu sunt becuri, numai noi de drumul, că zic că nu plătește, că n-are bani. Poate n-are bani, Vasile, și atunci... Cum să n-ai bani, dacă din fondul primăriei face căminul cultural în Buzet, la dânsul sat? Face pe alte fonduri, proge 7, cred că. Nu, că el dânsul declarat pe măsura 3-2-2. Mă rog, probabil. Dumneavoastră de la local un interviu cu dânsul. Aha. Vă rog să lăsați un număr de telefon în regie și vă promit că am să vă sun și vă lămurez cu problema pe care ați ridicat. Nu, că vă mai sună, că l-am sunat și pe domnul Teanu, tot așa mi-o promis. O să-i aduc și lui aminte atunci de problemă. La revedere! La revedere, seara plăcută! Bun, domnul Teanu, m-a ocupat puțin. Ok, continuăm discuția. A notat, Gabi? A notat. Bun. Să sunăm pe Vasile să întrebăm de ce nu are becuri, dar nu e singura primărie, vă spun eu, pentru că și la Ilva Mare iluminatul public nu merge noaptea din cauza de buget subțiat. Adică la Galații Bisițe nu s-au... Exact, la aceeași problemă. În decembrie nu mai e iluminată strada. Nu sunt bani nici pentru salarii. Situația primăriei oricum dezastroasă, Ricky. Eu acum aș propune un exercițiu de imaginație așa, să ne imaginăm, nu să ridic acum mingea lui domnul Cordovan, dar să ne imaginăm, sigur că imaginația e una și realitatea e alta. Ce ar fi făcut PSD-ul să fie la guvernare acum, în criză? Păi nu pot să-l întreb pe dragul. Păi au fost împreună anul trecut. Deci a fost împreună. Să ce a făcut. Nu știu. Au fost împreună. Sigur, e o situație grea. Da, și s-a văzut. Păi până acum în România s-a guvernat în toate combinațiile posibile, așa că discuția asta nu mai poate avea loc, că voi ați cum guverna cu ăia, voi cu ăia, eu v-am pus întrebarea asta că la început a sărit sigur pe domnul Cordovan, în sensul că, bă, ăștia care îți la putere iau castanele în cap. Dar să imaginăm, în condițiile de criză, cealaltă partide să descurcă, oare mai bine? Eu știu. Da, dar teoric, da, și pot să vă dau un exemplu asta minor, că era vorba de agricultură, sunați cu domnul mai devreme vis-a-vis de agricultură. Pot să vă zic că în campania electorală una din măsurile anticriză a domnului Mircea Geană era aceea de deschidere de centre de colectivă.